Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a lecției de economie în această săptămână, realizată împreună cu profesorul și istoricul Dorin Mihai, aici, în platoul televiziunii regionale Telem Iași. Vă spun bine v-am regăsit și vă comunic că ne puteți urmări și pe canalele de Facebook și YouTube al postului, în seara aceasta, pe o temă care, pe de o parte, ne provoacă, ne stânește și îngrijorare, dar totodată încercăm să găsim răspunsuri la dilema cum putem lega războiul de economie și economia de război. Bună seara, domnule profesor! Bună seara, domnule profesor! Bună seara, telespectatorilor! Bine v-am regăsit! Există un cost al războiului pe care putem să-l suportăm, dincolo de care ar trebui să ne abținem? Din totdeauna există un cost al războiului. Problema este limita suportabilității războiului. Și aici intrăm în spațiul social, în spațiul ideologiilor, al manipulării, etc., etc. Dar războiul e văzut în tradiția materialismului dialectic, în duhul care eu am fost crescut, spre exemplu. Ca ultima armă diplomației. Ca ultima armă a diplomației, sigur. Ca o formă de prelungire a disputelor economice, nu? Economia este un fel de factotum, ea răspunde tuturor încercărilor de a explica cum funcționează statele, cum funcționează societățile în istorie. Și eu am fost educat în acest spirit. Și trebuie să spun că până la un anumit moment am crezut că lucrurile stau așa. Sigur că în timp am constatat că acest reducționism pe care materialismul dialectic și istoric, sau mai bine să zicem sociologia marxistă și filozofia marxistă a istoriei, ne l-au servit ca încercare de a explica istoria universală exclusiv prin prisma rațiunilor economice, a disputelor economice și așa mai departe. Sigur că nu putem să negăm un anumit coeficient de adevăr. El a prins. El prinde ca un fel de panaceu universal. Deci, constatăm la nivelul conștiinței publice, să zicem, cele bazale, constatăm o simplificare în modul acesta de a interpreta faptele, că sunt ele economice, că sunt politice și sunt cuprinse, hai să zicem, în fenomenul istoric, exclusiv prin prisma acestei paradigme. Și este foarte greu să combați atunci când modelele simpliste de interpretare sunt cele care prind cel mai bine. Și am văzut, vedeți și dumneavoastră, cum piața, să zicem, ideilor, low cost, să le zicem, nu? Este dominată de teorii conspiraționiste. Teoriile conspiraționiste înfloresc pe acest sol extrem de fertil al explicațiilor unice și unitare, nu? Și avem de aici până la ofertele pe care foarte mulți oameni le fac, oameni simpli, dar și oameni mai rafinați, să le zicem, sau oameni bine poziționați în lume, cum este Elon Musk, astăzi am aflat și despre cum dă el curs, da? Deci unul din numele mari, nu? Inventivității acestui timp, nu? Deci un personaj emblematic care își propune mereu proiecte inovatoare, dar care în gândirea, în interpretare, în hermeneutica istorică este înfiorător de simplist. Și spune, da, pace contra teritorii. Ce? Ucraina, să cedeze teritorii, să cedeze Rusiei. Cedeze Ucraina și gata. Știe el cum foarte mulți oameni știu ei mai bine și decât istoricii. Da, istoricii sunt ipocriți, nu? Sau sunt manipulați. Și oamenii îți spun adesea, a știu eu mai bine că dumneata ai un interes să mi-ascunzi adevărul, dar de ce o faci?
trebuie să fii dumneata racolat, trebuie să fii dumneata într-o anumită schemă de interese care îți dictează să spui altceva decât gândesc eu. Și atât că nu numai mințile, hai să zicem, mai puțin mobilate, dar și minți mai rafinate, cred că trebuie salvată pacea sau obținută pacea cu un preț disproporționat sau cu orice preț. Și prețul ar fi să sacrifici o națiune. Acum, pentru a funcționa alte economii. Pentru a funcționa economia. Dar, domnule profesor, conduita Germaniei, nu doar în aceste împrejurări, dar și în alte perioade istorice, pare să crediteze această teorie. Pentru că ea arată că interesele se învârt în zona economică. Adică Germania și Rusia ar constitui un tandem economic care a funcționat, nu? Astăzi aflăm și amănunte. Aflăm că Germania a beneficiat de prețuri preferențiale pentru materiile prime rusești. Și sigur nu o să spun eu, nu o să reduc la grotesc a să spun că Germania datorează dezvoltarea economică doar prețului materiilor prime rusești. Dar acolo există un tandem care a mai funcționat în istorie și noi știm și care arată că, da, două economii complementare pot să funcționeze, nu? Una oferă resursele și alta oferă know-how, tehnologia, gândirea, conceptul, nu? Și iată că suntem pe un teren care... Da, a apărut liberul arbitru care le-a stricat conducta de comunicare? Evident, aici intrăm pe un teritoriu și mai minat. Cine a făcut-o? Au făcut-o rușii, au făcut-o americanii? Au făcut-o americanii. Cine a făcut-o? Poate polonezii, nu? Care au fost cei mai revoltați împotriva acestui proiect Nord Stream, pentru că a scos din ecuația geopolitică Polonia. Polonezii trebuie înțeles în contextul în care ei știu că au fost striviți în istorie nu odată de cele două puteri. Și atunci... Și de la est și de la vest. Sigur. Se spune pe nume. Germania, sub diversele ei denominațiuni, nu, de-a lungul timpului, sau, hai să zicem, lumea germanică, nu, care cuprinde și Imperiul Austriac, și lumea răsăriteană, rusă. Și atunci, sigur că e terenul fertil pentru speculații atunci când în vreme de război aceste acte sunt curente. Nu. Războiul are totuși logica lui, are instrumentele lui ascunse și se înțelege că în aceste vremuri se dezvoltă spectaculos și teoriile conspiraționiste și ele fac victime. Ma, eu n-o să spun că am trecut de la materialismul dialectic și istoric la idealismul în stare pură, am ars etapele și că nu ar fi un argument care contează. Evident, contează, dar nu doar acesta contează, nu doar substratul economic este cel care contează. Bătălia pentru resursele strategice, resursele minerale strategice, în genere bătălia pentru resurse, două țări cu resurse uriașe, și Rusia și Ucraina. Ucraina este top 10 materii prime strategice și cereale și produse agricole. Și produse agricole în genere. Procesate. Și o lume care și-ar disputa lumea marilor actori, nu? Care are planurile ei exclusiv la nivel de mari puteri și lumea celor mărunți care au impresia că fac istoria
sau impresia că se bat pentru cauză. Cam așa ar spune această schemă interpretativă foarte simplistă și foarte accesibilă și accesibilitatea lui o face și foarte populară, foarte ușor îngurgitabilă. Ei uită complet, oamenii aceștia uită complet că există și națiuni ca Ucraina, ca noi, care au dreptul să existe în lumea asta. Să ne imaginăm, batem în lemn, că România ar fi atacată. Ce ar spune niște hermeneuți de ocazie? Bă, ce? Nu e războiul vostru, românilor. Nu aveți voi ce face, mă? Alții vă împing în război. Deci alții împing pe ucraineni în război. Că ce caută americanul în Ucraina, ar spune ei, nu? Cam ceea ce au căutat sovieticii în Cuba sau cam ceea ce caută rușii în Venezuela sau în locurile unde politica americană a ieșuat, de regulă golul este umplut de sovietici la timpul trecut, de ruși la timpul actual. Așadar, poate am dat cam multe exemple și m-am întins ușor în acest subiect, dar am făcut-o ca să sugerez că subiectul este cu adevărat extrem de complex și să invit pe cei care cred că au găsit adevărul lesne, că sunt departe de adevăr și că s-ar putea să aibă mari surprize când vor afla alte amănunte. Oricum, nu e timpul să înțelegem până la capăt evenimentele care au loc sub ochii noștri, dar asta nu înseamnă că ne considerăm pioni într-un joc al regilor în care noi interpretăm roluri secundare. În cazul președintelui Zelenski s-a și speculat cu asupra de măsură cu privire la faptul că este un actor care s-a trezit că face istorie. Și această strivitoare tentativă de a-l aneantiza arată ușurința cu care prea mulți dintre semenii noștri mușcă din momeală și preiau imagini, nu caută să adâncească și să înțeleagă fondul problemei. Vreau să vă întreb dacă... Acest actor, scuzați-vă să închei ideea, acest actor joacă un rol extrem de important și e departe de a corespunde așteptărilor minților simpliste. Vă rog, și a celor putiniste. Da. Vreau să vă întreb dacă n-ați observat niște similitudini în vulnerabilitățile care au marcat începutul războiului din Ucraina și vulnerabilități cu care suntem și noi intoxicați în zona noastră de confort sau de așteptări mai puțin raționale. La ce anume țintiți, domnule profesor? Vulnerabilitățile noastre ca stat sau ca societate? Ca societate. Ca stat încă mai trăim cu speranța că avem o umbrelă deasupra capului dată de Pactul Nord-Atlantic. Da. Și acolo discuțiile sunt întoi. Dar ca societate noi suntem bântuiți de fantasme. Fantasmele trecutului. Toată zona aceasta, toată bordura estică a Europei, țările de pe bordura estică a Europei, trăiesc o poveste post-comunistă. Trăiesc o poveste cu repetiție. Lor li s-a întâmplat mereu. Gândiți-vă la tragedia poloneză, dar nu numai, gândiți-vă la tragedia țărilor baltice, a Finlandei, a României, a Ungariei și așa mai departe, chiar a Europei centrale, a Balcanilor.
Deci e o zonă foarte sensibilă, cu o mare încărcătură de frică. Aceste societăți, văduve de protecție și de stabilitate, pentru că sunt societăți prin excelență instabile. Societăți care au făcut obiectul disputelor teritoriale între marile puteri. Atunci, sigur că trecutul ne oferă niște răspunsuri și ne spune, da, peste voi au trecut mereu cei mari. De ce se întâmplă în Ucraina? Este o poveste cu repetiție, nimic nou. Ce ați învățat din lecția trecutului? Cum n-ați învățat că trebuie să vă supuneți? Trebuie să vă supuneți. Atât și nimic mai mult. Oamenii asumă această istorie catastrofică ca pe o problemă de destin. Nu își pun problema că este o problemă de viață. De viață și de moarte. A națiunilor și a entităților statale de aici. Ce îți dă dreptul să crezi că și aici eu un destin cu repetiție pentru toate popoarele răsăritene. Și sigur, dacă citești istoria la nivelul acesta strict factologic, poți să spui, da, uite, și Finlanda a avut un moment în 1939 de anvergură istorică, a rezistat și Polonia, nu mai spun câte mărturii de eroism și țările baltice și române. Ei, și cu ce v-ați ales până la urmă? Că tot a trebuit să faceți jocul celor mari. Și de aici nihilismul și fatalismul cu privire la fatalismul filozofico-istoric cumva. Ca o formă de supraviețuire. Ca o formă de supraviețuire și ca o formă de, ca un substitut de a explica istoria, înțelesurile adâncele istorii. Ori, dar totodată ca o frână fața progresului. Ca o frână morală, ca o frână psihologică. Aproape ca un dictat funcționează acest tip de hermeneutică a istoriei. Întoarcem pe mai multe fețe istoria, cum se spune, și o să vedem că și noi și polonezii de la o vreme, pentru că la un moment dat au jucat un rol de putere important în istoria Europei, dar noi n-am avut niciodată o oportunitate, să zicem, de a juca un rol major în afacerile europene. Însă polonezii, da, manevul de mijloc, incontestabil. Și atunci, dacă înseriem faptele astea și încercăm să le găsim o logică, ea pare să ne conducă ușor spre fatalism. Și atunci, cum de am mai rezistat noi ca stat? Cum de am mai reușit să ne construim o identitate și națională și culturală și statală, dacă nu prin voință și prin inteligența de a ști să folosești timpul în beneficiu tău, să găsești rațiunile adânci ale timpului, nu? Rațiunile profunde în zona aceasta a invariabilelor istorice. Da, avem dreptul să existăm și n-am parazitat istoria. Nu suntem nici copiii de suflet a istoriei, dar nici blestemații istoriei. Când ne lamentăm, sigur că am ales să existăm. Am ales să existăm și să ne batem pentru existența noastră. Și am reușit, ne-a reușit. Păi ce, lucrurile erau mai simple atunci când a apărut statul român la 1859. Statul român modern erau la fel de complicate în plan internațional.
Sigur, unii spun, da, da, resursele voastre au atras pe francezi, francezii au devenit ambasadorii voștri. Ei și? Am folosit o fereastră de oportunitate, o reașezare geopolitică a Europei, ca să putem să intrăm, să revenim pe scena istoriei ca entitate statală și ca entitate statală valabilă în condițiile modernității, aș zice mai complicate decât cele ale evului mediu, adică ca o entitate care își poate realiza unificarea. Ne-a însoțit mereu războiul în istorie. Și pe noi, și pe vecinii noștri, și în toată Europa. Am pierdut în războaie, ne-am prăbușit economic, s-a prăbușit moneda națională, nivelul de trai, tot ce decurge dintr-un eveniment, dintr-o furtună a istoriei. Și ne-am revenit. Pentru că ne-am asumat să plătim un preț. Ce dă drept unui pământean acum să spună președintele Ucrainei sau oricărui ucrainean: înclinați-vă în fața Rusiei. Ne-am săturat de povestea voastră de independență. N-avem nevoie de independența voastră. Ne ajunge a noastră. A noastră este funcțională. Și a noastră este fragilă. Așa cum este. Nu la același nivel ca Ucraina, dar și povestea noastră este fragilă. Pentru că ce înseamnă să ai o economie care să funcționeze dacă nu ești angrenat într-un sistem politic și economic care să-ți garanteze că poți să funcționezi. Adică să-ți garanteze proprietatea. Să-ți garanteze libera circulație a mărfurilor, nu? Să-ți garanteze dreptul la existență în ultimă instanță. Ce fac națiunile mici? Ele sunt maestre în diplomație, în arta diplomației. Diplomația le-a salvat adeseori. Și noi știm că am avut o mare școală diplomatică care a știut să așeze în ecuația intereselor generali europene chestiunea românească. Să o însereze acolo, în acest puzzle al marilor interese, să intrăm și noi, să ne așezăm acolo. Ne-am câștigat aceste drepturi dovedind inteligență și, repet, o diplomație strălucită am avut de când s-a născut statul modern. Poate acum este mai puțin relevantă, poate până la acest război ea a fost mai puțin relevantă, pentru că am crezut cumva că am delegat o bună parte din conținutul relațiilor internaționale forurilor europene. Noi suntem totuși o entitate. Uniunea Europeană nu e o federație, nu? Și avem încă o poziție și un rol acolo. Depinde doar de noi dacă reușim să vâslim. Acum, în vreme de război, însă, suntem puși în situația să regândim foarte multe din problemele noastre. Războiul ne are, sper să nu atentez la știu eu, la unele rețineri ale celor mai slabi de inimă, cum se spune, și să spun că are și părțile lui pozitive, în sensul că reușește să stimuleze sau să scoată la iveală și personalități importante și să stimuleze un alt tip de reacție față de istoria pașnică. Vă pot propune o scurtă pauză mediană, după care să găsim corelația între
interesele celor doi frați care au intrat într-o luptă fraticidă și restul Europei. Publicitate. Am revenit în platoul emisiunii Lecția de Business, o lecție în această seară despre economie și război, împreună cu profesorul și istoricul ieșan Dorin Mihai. Domnule profesor, în prima parte a emisiunii ați făcut o prezentare a contextului istoric în care țări care se află permanent la răscrucea de drumuri a marilor imperii și marilor interese trebuie să facă față nevoii de a supraviețui și de a-și păstra demnitatea națională. Ce facem? Cum răspundem mai marilor vremi? Pentru că există curente care spun că și Putin e îndreptățit să-și mute granița și să-i mute pe americani cât mai departe de granița lor. Noi am trăit și momentele în care am fost în așteptarea americanilor după al doilea război mondial și am supraviețuit 40 de ani așteptându-i. Acum beneficiem de o oarecare stare de bine dată de umbrela de securitate a Pactului Nord-Atlantic și a Parteneriatului Strategic cu Statele Unite. Și ne uităm nu neapărat cu ură, dar cu oarecare lipsă de prietenie spre ceea ce ne-au tot propus Federația Rusă și discipolii lor. Da. Slavă Domnului, nu suntem deocamdată implicați în războiul cald. Dar suntem în mijlocul unui război ideologic, propagandistic și de manipulare uriaș. Nu trebuie să fii specialist în comunicare, sociolog sau istoric ca să înțelegi cât de diversă este oferta propagandistică a Rusiei, cât de ofertantă este ea pentru cei care au rezistență scurtă, care nu rezistă decât la sprint. Problema este să reziști la maraton în istorie. Da, că-mi permiteți, aș folosi această metaforă. Istoria e rezistența pe durată lungă. Aici se confirmă sau se infirmă calitățile unui popor. Și știm prea bine că istoria e și un cimitir de comunități și state care au ieșuat. Rezistăm, slavă Domnului, cu o organizare statală de 700-800 de ani, nu? Rezistăm? Rezistăm de 100 de ani, 104 ani de acum cu un stat unitar? Sigur, am avut și pierderi pe parcurs, motive de frustrare, dar faptul că suntem în acest război propagandistic este mai mult decât evident. Dacă ar fi o lecție de abecedar, propaganda Rusiei ar descifra oricine. Dar este o uzină care promovează în permanență teme, subiecte și frici. Și frici. Și toți constatăm cât, nu știu dacă la noi s-a făcut măsurător pe tema asta, dar eu cu foarte mulți oameni cu care discut, ar fi ușor defetist să, în starea asta, să arăți câți români nu cred în, știu eu, în dreptul Ucrainei la existență. M-aș speria să aflu dacă ar fi foarte mulți români care nu cred în asta și care, din frică, din alte rațiuni, cred în ceva foarte rău. În adagiu care spune
capul plecat, sabia nu-l taie. Poate e în ADN-ul nostru, de pe vremea înaltei porți. Nu. Nu. El s-a născut într-o anumită experiență istorică, dar nu pot să spun că el ne reprezintă, pentru că n-am mai avea eroi dacă ar fi asta. N-am mai avea realizări în istoria noastră, ar trebui să le căutăm cu lupa. Și nu. El vine dintr-o anumită trăire a istoriei, să spunem, dar el nu are caracter de generalitate. Cine poate să spună că acest adagiu răspunde integral sau corespunde integral filozofiei noastre istorie? El există. Însă, și câteodată l-am și exersat. Dar cum pot eu să includ rezistența de la Mărășești sau bătălia pentru unitatea României sau bătălia pentru credința noastră, cum pot să o pun sub semnul fatalismului? Ar fi cu adevărat o formă de simplificare absolut nepermisă. Dar genul acesta de interpretare fatalistă îl vedem adeseori că prinde rădăcini. Și oamenii nu știu de fapt că el se cuplează perfect cu interesul Rusiei de a genera o atitudine de acceptare, de supunere în România. Deci oamenii cei care spun da, Ucraina să plătească numai ea prețul libertății, nu înțeleg nimic din istorie. Eu merg până acolo încât poate îi desfid pe unii, dar o spun răspicat. Nu înțeleg absolut nimic din istorie. Și cred că noi trebuie să trăim până luni, până marți, să trăim bine, să avem gaze ieftine, să avem energie ieftină. Sigur că nu o să ofere o explicație acum că prețurile astea au devenit dramatice pentru cea mai mare parte a populației, dar vom afla într-o zi și alte amănunte despre ce se întâmplă și cu această epopee a prețurilor. Însă nu trăim ca neamuri doar pentru a ne încălzi și avea cu ce ne plăti facturile. Nu o să spun că nu e important pentru economia unei vieți, dar să ridici totul la asta. Și dacă ne uităm pe hartă, ce vedem? Că după Ucraina, lipit de Ucraina, este România. Și Republica Moldova. Și ursul, da, ursul are sentimente frățești față de noi? Păi să ne spună cei care știu despre așa ceva, să ne spună și nouă, domnule, că ursul ne îmbrățișează. Dar noi știm că îmbrățișarea ursului e fatală pentru cei mici. Și trecem. Le înregistrăm, le punem la capitolul, știu eu, încercări de a supraviețui oricum în istorie. Trebuie să înțelegem că așa cum pacea are un preț, nu, și plătim. Pentru pace noi plătim. Dintotdeauna am plătit pentru pace. Că am plătit haraciul turcilor, a fost pentru pace. Ca să existăm, ca state, nu? Și am plătit prețuri mari. Și astăzi plătim un preț ca să fim o țară liberă, să fim feriți de război. Și războiul are un preț mult mai mare. De aceea, constructorii păcii sunt personajele alese și ale istoriei și a lui Dumnezeu. Nu? Făcătorii de pace, nu? Vor intra în împărăția lui Dumnezeu.
vom face pace și Ucraina va face pace într-o zi, dar atunci când va crede și va putea să pună ea însăși niște condiții. Și tocmai ce am aflat astăzi, cu nu mult înainte de a intra în această emisiune cu dumneavoastră, domnule profesor, am aflat o hotărâre a președintelui Ucrainei care spune că Ucraina nu va negocia cu Putin. Nu cu Putin. Sună ușor, poate forțez un pic comparația, cu hotărârea de la Casa Blanca, care a spus aliaților, care a spus nu cu Hitler. Poate nu e disproporționată această comparație. Nu cu Hitler, pentru că a negocia cu Hitler ar fi însemnat să dai dreptate lui Hitler până la un punct. Spui, da, a fost un război. Noi am ajuns într-o stare de război. Am trecut printr-un război ciudat la început. Și războiul ăsta este foarte ciudat. Până mai zilele trecute, el a fost foarte ciudat. Până când Rusia a hotărât că trebuie să treacă într-o altă etapă a războiului, să pună capăt ușor operațiunii speciale și să treacă la un război adevărat. Și atunci a anexat teritoriul, a legitimat, cu ghilimele de rigoare, anexarea acestor teritorii, nu cam 15% din teritoriul Ucrainei, teritorii strategice și cu resurse economice și resurse strategice extrem de importante. Și atunci, cum să negociezi cu Putin? Te întrebi. Putin va dori să negocieze cu un stat pe care îl consideră artificial și cu o națiune care nu există pentru el? Cum să negociezi cu neantul? Și atunci, e firesc ca președintele să spună: voi nu vreți să negociați cu neantul, noi nu vrem să negociem cu criminalii care ne-au pus într-o situație extrem de complicată. Și, sigur, asta s-ar putea să prelungească războiul. S-a spus, spre exemplu, despre tratatul de la Casa Blanca, care a impus condiția ca Germania să nu se accepte niciun fel de condiții, nu? Necondiționat. Deci, capitulare necondiționată. Sigur, termenii nu sunt simetrici, dar există aici ceva în filozofia istoriei acestui moment. Că nu poți accepta să negociezi cu un agresor care nu ți recunoaște dreptul la existență. În niciun caz. Un agresor, nu? Spus, da, vă cucerim, dar nu înseamnă că nu va mai exista nici... Hitler n-a mers până acolo încât să spună, domnule, nu va mai exista nicio formă de Polonie, niciun fel, formă de cultură poloneză, nimic, nimic, nimic. Întindem noi Germania über alles și desfințăm tot ce. Sunt termeni pe care trebuie să îi cântărești îndelung înainte de a păși spre un act anume, pentru că te pândește neantul în orice clipă. E o probă de mare virtuozitate existența unei națiuni la marginea imperiilor. Este. Poate și vigilența noastră s-a ascuțit în relația cu acest tip de amenințare care există la adresa ta. Am reușit să ajungem acolo unde, pentru a doua oară în istoria noastră modernă și contemporană, unde avem garanții pentru existența statului național suveran România. Da?
Prima a fost la 1883, într-un context când am reușit o alianță tot pentru existența națională, atunci cu puterile centrale, nu? O alianță care a funcționat sub auspiciile Casei Regale. Sigur, și sub auspiciile Casei Regale până la 1916, până la 1914, să zicem, și în 1916, când am intrat în război, în primul război mondial. Și lecția asta e importantă pentru noi, că ea ne demonstrează că România, ca orice stat, are interese eterne, cum ar spune Churchill, nu? Are și ea interese eterne. Ea trebuie să facă în așa fel încât să-și păstreze identitatea. Dacă punem prețul economic înainte și știm ce a urmat intrării noastre în primul război mondial, o catastrofă umanitară, economică, etc., etc., etc. Pierderea tezaurului. Unde mai ajungeam? Dacă făceam din asta o obsesie istorică, a fost un calvar anul 1916-1917. Iarna aceea cumplită a fost un calvar pentru România. E calvarul din care a renăscut națiunea română. Și am avut oameni care au crezut în România și români care n-au fost fataliști, iată. Nu au fost fataliști. N-au spus, da, uite, Germania, Austro-Ungaria, Bulgaria, ocupație, teritoriu pierdut și România a continuat să existe prin credință și neabsolutizând un singur criteriu. Au murit oameni de foame, au murit oameni de boli incurabile, a fost pandemie, a fost un dezastru și dreptul acestei națiuni de a exista este mai presus de calculele noastre, mai presus de economie. Domnule profesor, știu că dumneavoastră, ca economist, o să privilegiați economia, dar cu siguranță că nu o să o faceți la modul absolut, știu eu, fetișizând economia, ci lăsând spațiul liber. Un echilibru între sigur. Amprenta istorică și evoluția unei economii. Exact, exact. Ce am văzut zilele trecute? Am văzut o manifestare de orgolii, o manifestare a ideii de măreție a Rusiei. Rusia își etalează cu asupra de măsură măreția. Ce a spus în celebrul lui discurs? Un discurs care, din punct de vedere formal, trebuie să spunem, nu este deloc rău, în sensul că este foarte bine construit pentru națiunea rusă și se vrea un mesaj mobilizator pentru renașterea Rusiei. Pe ce bază? Pe baza istoriei măreției Rusiei. Nu există o componentă civică a patriotismului rusesc. Nu există o componentă rațională, ci una emoțională și construită pe o paradigmă ușor supraistorică aceea măreției Rusiei. Totul a fost gândit într-un decor al măreției arhitectonice, sala Sfântul Gheorghe de la Kremlin, sub patronajul Sfântului Militar, nu Sfântul Gheorghe, nu măreția Rusiei. Pe cine a citat din istoria măreției rusești, nu pe Petru cel Mare, ci pe Ecaterina a II-a. De ce? Deloc întâmplător. Pentru că ea a mărit Rusia dincolo de orice limită și avea să devină în secolul al XIX-lea marea problemă a echilibrului lumii. Ea a dus Rusia până acolo încât a devenit un fel de devoratoare de state, de națiuni, de tot ce vrei, devoratoare de istorie. Această femeie extraordinară, trebuie să o spunem, dar pătimașă după putere, a reușit să ridice standardul Rusiei până acolo unde nu a visat. Și el face o acoladă în timp. Putin și Ecaterina cea Mare
se vede de la distanță că este personajul lui istoric preferat. Și ne spune, da, trebuie să ne întoarcem la măreția din vremea Ecaterinei ceva. N-a făcut referire la perioada, atenție, n-a făcut nicio referire la perioada sovietică, n-a vorbit nici de cel de-al doilea război mondial, pentru că ușor perioada sovietică nu îl servește. Și nu îl servește pentru că în perioada sovietică Ucraina a dobândit o anumită identitate statală pe care Putin o consideră o eroare istorică și pe care el vrea să o corecteze. Deci el a țintit la acest tip de măreție care e construită pe cucerire. Mi-a dat fiori când l-am auzit. Din toată istoria Rusiei, el a ales doar acest model. Și trebuie să ne dea fiori și nouă. Acest discurs are o structură și un mesaj care trece dincolo de interesele economice sau politice contemporane, dincolo de, se plasează cumva într-un posibil viitor. Pentru că pe temelia măreției Rusiei, Rusia lui Putin vrea să redevină un superactor în afacerile lumii, a pierdut masiv din această influență, din vina lor. Înainte de toate, din vina lor. De ce au fost atât de insensibil la moartea unei mare personalități a secolului trecut, Mihail Gorbaciov. A fost absolut insensibil. Da? Și ceremonialul lui de înmormântare a arătat asta. Deci, miza este, de fapt, anularea acestei ordini politice și economice mondiale, nu? Anularea lumii care s-a născut din cel de-al doilea război mondial și din care Rusia a făcut parte privilegiată. Dovadă că a primit o treime din Europa aproape gratuit, nu? Și el ne spune că prețul revenirii Rusiei acum, deci Rusia e un fel de axis mundi, nu? Este acceptarea Rusiei ca mare actor. Cum? Prin intimidare. Nu prin mijloace de creativitate economică, tehnologică, intelectuală, nu. Ci prin intimidare. Aceștia suntem noi, acestea sunt instrumentele noastre, nu aveți decât să le constatați și să luați act că de la discursul din salonul Sfântul Gheorghe de la Kremlin începe o nouă ordine mondială. Să fie așa? Nu. Nu. E visul de mărire al oricărui autocratic care crede că el citește cel mai bine istoria lumii și el poate să folosească împrejurările ca pe propriile sale jucării. Dar tot istoria ne spune că acest traiecte despotice sunt sortite eșecului. Categoric. Ne apropiem de finalul emisiunii. Putem concluziona? Pentru că, într-adevăr, a vorbi de economie în condiții de război pare așa o poveste tristă. Da. Trebuie să ne confruntăm și cu anumite restricții de la starea noastră de bine, că am fost obișnuiți, cel puțin în Europa, ultimilor 40 de ani, să trăim bine, procurându-ne securitatea de la americani, gazele de la ruși, produsele de la chinezi. Securitatea de la NATO și așa mai departe. Și acum constatăm că ni se sugerează că ar trebui să nu mai risipim sau să reducem consumul pe produsele energetice. N-am fost sub o cupolă de sticlă, domnule profesor. N-am trăit într-o seară. Am trăit în lumea reală. Cu problemele, cu dinamica ei, am construit noi înșine această stare de care beneficiem. Securitatea, până la un anumit punct, o anumită siguranță economică și așa mai departe.
Unii cred că e sfârșitul unui anumit ciclu al istoriei, că ne apropiem de sfârșitul acestui ciclu și că războiul nu ar fi decât semnalul sau acceleratorul deschideri, închideri a istoriei, nu? Poate spre un... De data asta, ciclul economic se suprapune cu ciclul istoric. Cu ciclul istoric. Și poate ne îndreptăm spre o anumită perioadă de depresie economică. Eu cred că trebuie găsit un termen mai prietenos. Un termen mai prietenos. Asta reflectam și eu în timp ce mă întrebați, pentru că este prematur să tragem concluzii. Evenimentele sunt la cald. Războiul va continua cu siguranță. Prețul războiului va crește. Și va depinde în mare măsură de capacitatea lumii libere de a gestiona acest conflict. Eu nu pun speranțe de raționalitate istorică în Kremlin, dar cred că resursa de raționalitate istorică a lumii libere este încă destul de consistentă și nu cred, așa cum mulți fataliști încearcă să sugereze, că e sfârșitul libertății în istorie. Cu siguranță, mesajul dumneavoastră ne ajută să închidem această emisiune, dar cu promisiunea că vom relua subiectele atunci când vor apărea și alți indicatori posibil de analizat. Spunem telespectatorilor că le dorim să rămână raționali, fără frică și că ne pot reviziona și pe canalele de YouTube și Facebook Apostului. Sunt Dan Chirleșan. La revedere!